Bună dimineața și bine ați revenit la un nou episod pe canalul Grădina lui Dan. În acest videoclip vreau să vă arăt cum semăn eu semințele de pătrunjel, mărar, țeină și leuștean. Eu semăn aceste semințe în vederea obținerii de răsad pentru aceste plante. Știți că majoritatea dintre dumneavoastră considerați că pătrunjelul răsare în 40 de zile. Eu vă spun că nu este adevărat. Leușteanul nu prea răsare dacă nu seamănă bărbatul sau nu este lângă puț. Iar sunt lucruri neadevărate. Eu semăn de foarte mulți ani leuștean și mi-au răsărit toate semințele, dar am semănat în alzol, am obținut răsat, după care îl plantăm în grădină. La țelină, am văzut câteva postări pe Facebook în care întrebau cum semănăm semințele de țelină. Să știți că nu este așa de dificil de semănat aceste semințe, ele sunt foarte mici. Nu trebuie să se le semănăm individual. Noi dacă semănăm aceste semințe direct în pământ și le presărăm, o să cadă foarte multe semințe pe centimetru pătrat, ca să zic așa. Ca să obținem o țelină, o rădăcină de țelină, acestea trebuie să fie rărite, adică o plantă, o distanță între plante să fie de cel puțin 10 cm, ca să putem să obținem și rădăcină, nu numai frunze. Și pentru acest lucru trebuie să facem răsat. Eu, în cazul meu, eu fac răsat în alveole, o să vă prezint și alveole, să vă arăt exact cum sunt umplute. Fac răsat după care îl repic, în momentul în care are 3-4 frunze adevărate, îl repic individual. La momentul potrivit o să revin cu un videoclip și în acest sens. Acum să vă prezint alveolele pe care le folosesc. Eu recomand la aceste tipuri de răsaduri alveolele de 104 celule. Vedeți, am aici alveolele de 104 celule pe care le-am umplut cu turbă, dar nu am apăsat fiecare celulă în parte. Cred că într-un episod trecut v-am arătat și cum fac aceste alveole ca să rămână, eu știu, puțin mai mult de jumătate pline. Adică să aibă aici un spațiu gol în celulă. Deci le pun turbă, o așez foarte bine, nu o presez deloc, îndepărtez surplusul să rămână alveola curată, după care cu un teanc de alveole de aceeași dimensiune, vin, așez gaură în gaură și le presez foarte bine. În acest fel, turba se îndeasă în aceeași măsură în toate celulele, după care în aceste alveole eu presar semințele, nu mai semăn cu creionul individual. Vă dați seama, la țelină ar fi imposibil să semăn aceste semințe individual. Acum o să desfac fiecare plic și o să vă arăt exact cum procedez. La țelină eu folosesc un hibrid F1, Mentor se numește, acest model de plic. Este un hibrid F1 pentru că eu fac răsat de țelină pentru vânzare și vreau să le ofer clienților mei plante de calitate. Aceste semințe eu le procur de la magazinul online www.semințeplante.ro. O să desfac plicul. Și ar fi bine și dumneavoastră să procedați la fel, să folosiți un alt vas, să nu încercați să luați semințele direct din plic, pentru că sunt foarte mici și vrem să luăm, nu știu, cumva la fel între degete. Și o să pun semințele în acest vas. Vedeți-vă și dumneavoastră cât de bine arată aceste semințe. Sunt și tratate, vă dați seama că avem o germinație foarte bună aici și sunt și foarte mici. Vă dați seama că ar fi imposibil să luăm babă cu babă să semănăm. Și eu procedez în felul următor. Iau foarte puțin între două degete și presar câte 5-6 semințe, 7, 8, 10 semințe în fiecare celulă. Acest mod de umplere a alveolei îmi elimină riscul de îndepărtare a semințelor sau mutare dintr-o celulă într alta în momentul când o să le acopăr, pentru că după ce termin de semănat, merg la masa de lucru afară, le acopăr cu un strat de turbă, îndepărtez surplusul, le ud și le pun în spațiul de germinare. Pentru aceste răsaduri eu o să folosesc răsadnița pe care am construit-o, special pentru dumneavoastră, să vă arăt că se poate obține foarte ușor răsadurile de care avem nevoie în gospodărie. Temperatura nu trebuie să fie
de 22 de grade, cum am obișnuit până acum, la celelalte răsaduri. Asta îmi permite să folosesc și spațiul pe care l-am creat pentru repicare, unde am în jur de 13 grade, 12-13 grade. Acolo o să fie și ceapa verde, prazul și ce o să mai semăn eu tot astăzi. Nu o să mai filmez la masă, pentru că afară este întuneric. Nu pot să merg acum să filmez la masă. Și mai târziu deja o să mă apuc de treabă. Am văzut că de ușor se seamănă. Venim, acoperim, după ce sar plantele și avem 3-4 frunze adevărate, le repicăm. Este o operație foarte ușoară, o să vă arăt la momentul potrivit. Acum să trecem la următorul. Semințele de pătrunjel. Eu folosesc un pătrunjel produs în Italia, cred, da? La Semiorto Sementi, așa se numește firma. Și procedez în același fel. Pun semințele într-un vas. După care pur și simplu le presar în fiecare celulă. Nu trebuie să punem câte o sămânță. Acest răsad nu-l mai repicăm, îl lăsăm așa cum este și îl plantăm în grădină la o distanță de câțiva centimetri un cub de altul, pentru că știți că pătrunjelul se înmulțește, înfrățește și o să creăm o brazdă foarte simetrică, exact cum vrem noi. Uitați-vă și noastră cât de ușor se seamănă. Deci într-un minut seamănă 104 celule, cred că asigură necesarul de verdeață pentru o familie pe tot parcursul anului. Da, să trecem la următorul. Eu o să termin de semănat aceste alveole după ce închid filmarea. Mă rog, aceeași procedură. Alt vas. Punem semințele într-un vas, să fie mai ușor de luat. După care procedăm la fel. Câte 3-4 semințe în fiecare celulă, 5-6, câte cad, adică nu este foarte important numărul. Ca să semănăm direct aceste semințe, ar trebui să avem în sol cel puțin 10-12 grade, ca să avem șanse să răsară. Și vă dați seama, temperaturile primăvara fluctuează destul de mult, nu avem continuitate la germinare, ca să zic așa, din cauza temperaturilor. Să trecem la următorul. Și cel mai important pentru mine, leuștean. Da, eu am aceste semințe tot, dar semințe plante.ro, dar cred că nu mai iau acest tip de semințe, le-am cumpărat mai de mult. M-am pregătit pentru că anul trecut nu am mai găsit semințe de leuștean când am vrut să semăn și anul acesta m-am pregătit mai din timp. Deci miroase foarte tare. Mirosul acestor semințe este principalul motiv pentru care nu răsar. Pentru că ele sunt găsite foarte ușor de dăunători și le mănâncă. Deci le atrage dăunătorii, le mănâncă și nu răsar, că nu mai are ce să răsar. Și noi zicem, n-are răsărit leușteanul. Este din cauza la semințe sau, eu știu, nu l-a semănat bărbatul, nu l-a pus lângă puț. Am auzit fel și fel de zicare de-astea bătrânești. Deci eu vă spun că mie aici, în această albără, am găsat toate aceste semințe pe care le pun. Deci, e, ca și la celelalte, este o operație foarte ușoară, identică,
După cum vedeți, nu am foarte multe tipuri de semănat. Doar două sau trei, o să fie trei cu dobleceii și castraveții. Și celălalt este cu creionul și farfurie. La semințele pe care le semănăm individual. Cred că se vede și la cameră că semințele sunt destul de mari. Nu țin cont de câte semințe pun în celulă, un număr mai cât de cât apropiat. Cam așa. După care le acoperim, le udăm și le punem în spațiu de germinat. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper să vă fie de folos aceste informații pe care vi le ofer, pe care vi le arăt în aceste videoclipuri. Eu o să revin tot timpul la aceste lăsaturi să vi le arăt în ce stadiu sunt și cum germinează. Dacă vreți să mă ajutați într-un fel, puteți să dați și dumneavoastră distribuire la aceste videoclipuri pe rețelele de socializare, să vadă cât mai multe persoane aceste videoclipuri. Vă anunț din nou că sâmbătă, 30 ianuarie, o să fac un live în care noi, aici la mine acasă, o să repicăm roșii și vă aștept și pe dumneavoastră să intrați și să vă spuneți părerile despre ceea ce facem noi, să discutăm live. Este primul live pe care îl fac, cred că este o noutate pentru România, live-ul la repicatul roșilor. Nu știu, n-am mai văzut pe YouTube ceva asemănător. Sper să intre cât mai multe persoane, m-aș bucura să intre cât mai multe persoane, să vedem cam câte persoane sunt interesate de legumicultură în România. Și nu rămâne decât să vă spun că până data viitoare vă doresc numai bine.